Alimentația este o parte esențială din creșterea adecvată a copilului. Cantina de la școala primară din orașul Glodeni deservește zilnic 159 de copii. Micuții susțin că sunt mulțumiți de mâncare pe care le oferă și spun că este destul de gustos pregătită. Aceștia primesc în fiecare zi alimente necesare unei bune dezvoltări atât intelectuale cât și fizice. În decursul unei săptămâni, copiii noștri primesc într-o zi produse din pește, două zile primesc produse din carne și două zile produse lactate. Acum am făcut bilanțul analizei de alimentație pentru luna octombrie și vreau să accentuez că copiii au primit 100% din necesarul de produse alimentare. Costul dejunului cald pentru un copil într-o zi constituie 6 lei. Mâncăm cartofi piure, carne, sos. Mănâncem cad borș, cașă, pcene, lapte. Grecica. Când cașă, câteodată ne dă greci cu lapte, ceaiuri, campoturi, de tot. Îmi place când greci cu lapte, da. De toate ne dă gustoase. Ne dau cartofi, carnațel, ne dau ceai, lapte ne dă, turte ne dă, chifli. De menționat că pe teritoriul raionului dispunem de 10 instituții în care sunt alimentați 245 copii din familiile social vulnerabile.